La începutul acestui an am propus, în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European, elaborarea unui raport de inițiativă cu tema Buna Guvernanță în domeniul politicii regionale a Uniunii Europene, proceduri privind asistența și controlul exercitate de Comisia Europeană. Un astfel de raport reprezintă, prin definiție, instrumentul prin intermediul căruia Parlamentul European poate atrage atenția asupra unor probleme care împiedică o implementare corectă a politicilor europene. Astfel, putem solicita Comisiei, Consiliului și statelor membre să întreprindă măsurile necesare pentru a corecta greșelile și lipsurile existente în implementarea unei politici europene. În calitate de membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională, dar mai ales în calitate de coordonator al grupului ALDE în cadrul aceleiași comisii, am identificat o serie de probleme cu care se confruntă autoritățile naționale, regionale și locale în implementarea și gestionarea fondurilor europene. În procesul de pregătire a documentului de lucru am dedicat o perioadă de câteva luni consultărilor cu asociațiile și partenerii interesați în a-și face cunoscut punctul de vedere pe această temă. În plus, în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională din 26 aprilie, am propus organizarea unei dezbateri cu participarea reprezentanților regiunilor, ai Asociației Municipiilor din statele membre, precum și ai Uniunii Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Europa, pentru a discuta pe marginea problemelor cu care se confruntă. În opinia mea, aceste probleme ar putea fi rezolvate prin crearea unui mecanism la nivelul Comisiei Europene, care să confere autorităților locale mai multă putere și mai multe responsabilități în domeniul accesării, gestionării și implementării fondurilor europene. Trebuie să simplificăm procedurile europene astfel încât beneficiarii să aibă posibilitatea de a utiliza cât mai multe fonduri pe același domeniu. Implicarea autorităților, atât la nivel european, cât și național, în formarea personalului calificat care își desfășoară activitatea la nivel național, regional și local, este esențială. Acestea sunt doar câteva dintre ideile pe care le veți regăsi în raportul meu de inițiativă, elemente esențiale însă, în opinia mea, pentru o mai bună implementare a politicilor europene la nivel național, regional și local. Dezbaterea din cadrul Comisiei Regi este deosebit de importantă deoarece soluțiile identificate vin din partea unor oameni care s-au confruntat cu probleme în utilizarea fondurilor europene. Propunerile pertinente rezultate în urma acestei consultări vor fi integrate în cadrul raportului de inițiativă și promovate în proiectele mele viitoare. În ceea ce privește calendarul de adoptare a raportului, aș dori să precizez faptul că raportul de inițiativă, în forma sa finală, va fi votat în cadrul Comisiei în luna iunie, iar în plenul Parlamentului European în septembrie 2010.